Suntem direct. Hristos a înviat. Bună ziua tuturor. Mulțumesc reprezentanților presei pentru faptul că au dat curs invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Una prilejuită sau determinată de hotărârea Curții Constituționale emisă ieri, una privind inadmisibilitatea sesizării făcute de către deputații ai fracțiunii Platformei Demnitate și Adevăr în ce privește declararea neconstituționalității partidului Șor, scoaterea acestuia în afara legii. Demersurile noastre în acest sens, știe toată lumea, sunt constante. Au început încă în iunie 2019 prin sesizarea doamnei deputat Maria Ciobanu și a doamnei Stella Macari. Au continuat demersurile și tot ce a necesitat speța venite din partea colegilor mei din fracțiunea Platformei DAR și, într-un final, sesizarea formulată de către colegul nostru Dinu Plângău la Curtea Constituțională. Ieri, prin decizia Curții, s-a declarat inadmisibilă sesizarea noastră doar pe motiv că, potrivit alineatul 2, articolul 38 al Codului Jurisdicției Constituționale, subiect de sesizare a Curții Constituționale cu asemenea chestiune sunt președintele țării, procurorul general, președintele Parlamentului și ministrul Justiției. Acum, înțelegem cu toții că Dinu Plângău deocamdată nu este nici președintele țării și nici ministrul Justiției, dar viitorul e înainte și sunt sigur că va veni timpul într-o zi când mai multe sesizări și demersuri se vor putea face și de pe postura aceasta. Până în alta, faptul sau graba cu care s-a emis această decizie, fără participarea părților, a făcut imposibilă ridicarea acestei problematicii constituționalității articolul 38 alineatul 2 al Codului Jurisdicției Constituționale, o chestiune de care ne vom ocupa în viitor, la fel cum ne vom ocupa și de modificarea legislației astfel încât subiecții de sesizare și în această speță să fie și alții decât cei pe care i-am anunțat. Mai multe detalii despre eforturile noastre din trecut, prezent, dar și din viitor, vor fi oferite de către Dinu Plângău. Eu voi încheia doar cu a spune că demersurile noastre de curățare a întregii clase politice și, în special, a forului legislativ de tot ce înseamnă corupție, hoție, corupți și hoți, demersurile noastre vor continua și le vom întări mai mult și mai mult. Iată de ce e nevoie ca Platforma Demnitate și Adevăr să facă un efort în plus, astfel încât în viitorul Parlament să aibă un cuvânt și mai greu de spus, cu un număr și mai mare de deputați, iar acest lucru depinde, bineînțeles, de concetățenii noștri din țară și din diasporă, pe care îi îndemn să fie alături de noi, de tot ce înseamnă demersurile noastre în vederea apropierii Republicii Moldova de standardele europene de viață și activitate, de standardele românești de administrație publică centrală și locală, la care ne orientăm cei din Platforma Demnitate și Adevăr. Mulțumesc! Hristos a înviat! Bună ziua tuturor! Ieri s-a încheiat una din etapele a unui proces îndelungat care a pornit de Platforma Demnitate și Adevăr în 2019 prin a scrie un demers în adresa Ministerului Justiției pe atunci propus de blocul acum, prin care să începem procesul de purificare a clasei politice. Corupția politică este un fenomen cel mai periculos din ansamblu a tot ceea ce numim noi corupție, care duce la sărăcia populației și la consecințele negative în care trăim cu toții. Ieri Curtea Constituțională a respins sesizarea. A declarat-o inadmisibilă. A declarat-o inadmisibilă.
Astăzi, începând cu ziua de astăzi, începem alte două etape. În primul rând, în scopul purificării iarăși clasei politice. Anterior am pregătit un proiect de lege privind modificarea legii privind la statutul partidelor politice, modificarea codului electoral, codului contravențional și codului penal al Republicii Moldova, astfel încât pe viitor să nu admitem încălcări ale legislației atât în domeniul electoral cât și în alte domenii, cum ar fi folosirea banilor murdari în interese de promovarea unor candidați care ulterior ajungând la pârghiile puterii se folosesc de încrederea oamenilor, de banii care au fost transferați, nu știu, prin corupere, legătură și așa mai departe, astfel încât să devalizeze Republica Moldova, instituțiile statului, întreprinderile de stat și așa mai departe. Astăzi vom expedia ca primă etapă câteva scrisori în atenția Procurorului General, Președintelui Parlamentului, Președintelui Țării, Ministrului în exercițiu a Justiției, astfel încât acest demers să fie preluat de către aceste instituții cu dreptul în momentul de față, conform codului jurisdicției constituționale, de a seziza Curtea Constituțională privind declararea ca fiind neconstituțională partidului politic Șor. Mergem după precedentele și practicile din care ne-am inspirat altor state europene, cum ar fi Germania, Lituania, în care partide politice care prin acțiunile sau declarațiile lor au adus prejudicii principiilor democrației, principiul statului de drept, să nu poată participa în alegeri astfel încât să fie o sancțiune și un exemplu pe viitor pentru alte formațiuni politice care ar vrea să încalce legislația și să prejudicieze aceste două principii fundamentale la care noi trebuie să tindem. După care, evident, va urma și o sesizare repetată la Curtea Constituțională prin care vom cere revendicarea dreptului deputatului în Parlamentul Republicii Moldova de a sesiza Curtea Constituțională pe asemenea subiecte ce vizează constituționalitatea sau neconstituționalitatea partidelor politice. Deocamdată această prevedere este doar într-o lege pe care noi o considerăm că ar trebui să fie revizuită și este și de competența Curții Constituționale să se expună la acest capitol. Urmează alte etape prin care noi vrem să ducem la bun sfârșit ceea ce am început în 2019 și nu avem drept scop anume doar interzicerea unor partide politice care au dat dovadă că sunt corupte, care au prejudiciat Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, dar și scopul, obiectivul primordial este curățarea clasei politice și pe viitor, astfel încât partidele să se gândească de 2-3 ori până recurge la anumite încălcări. Deci astăzi, în rezultatul identificării mai multor soluții, Platforma Demnitate și Adevăr, ca primă etapă, va expedia scrisori subiecților de drept pentru a prelua inițiativa Platformei Demnitate și Adevăr pentru a grăbi procesele și în a doua etapă, în cazul în care deja de 2 ani nimeni din subiecții de drept legal nu au sesizat acest lucru, noi ne-am asumat și vom continua găsind alte mecanisme și unul din mecanisme deja a fost identificat astfel încât noi să mergem pe procedurile legale și să obținem într-un final interzicerea partidului politic Șor, ca ulterior, evident, și alte partide care vor merge pe aceeași strategie, aceeași tactică, folosind resurse financiare murdare, folosind mita electorală, având deputați condamnați sau cel puțin care au niște procese de judecată sau sunt urmăriți penal, candidați care au participat în alegeri interziși prin hotărârea instanțelor de judecată, să se lase de politică, să facă altceva, astfel purificând clasa politică din Republica Moldova. Un lucru extrem, extrem de important pentru toți cetățenii noștri. Mersi. Să se lase de politică și să aștepte procurorii. Da, asta a fost conferința noastră. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți. Dacă nu, vom face specificarea că astăzi vor fi remise scrisorile corespunzătoare către subiecții de drept stabiliți de codul jurisdicției constituționale și iată ca urmare a decizii de ieri a Curții Constituționale ne vom adresa Președintelui Țării, Procurorului General, Președintelui Parlamentului și Ministrului Justiției. Nu avem prea multe așteptări de la Președintele Parlamentului, înțelegând foarte bine relația dintre cele două partide, PSRM și Șor,
Nu avem prea multe așteptări nici la ministrul Justiției, exponent al Partidului Socialiștilor, dar avem așteptări de la președintele țării, președintele tuturor și, bineînțeles, de la procurorul general. Un al doilea aspect pe care am vrut să-l enunț este că în viitoarele alegeri un rol deosebit în lupta cu corupția nu vor avea promisiunile electorale mai multor actori politici, ci dimpotrivă actul final al votului alegătorului, pe care îl îndemn să nu se mai lase corupt de tot felul de foloase venite din partea politicienilor, să dăm dovadă cu toții de efort comun, de conjugarea eforturilor și a puterilor noastre pentru a purifica clasa politică de tot ce înseamnă corupție, hoție, hoți și corupți. Și bineînțeles, facem apel către toate forțele politice, civice, pro-europene, pro-românești din țara noastră să își conjuge eforturile, să eliminăm prin vot și prin tot ce înseamnă activitatea noastră, să eliminăm din clasa politică moldovenească tot ce înseamnă corupție și hoție. Rest, cred că asta a fost. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă rog să rămâneți cu ochii pe platforma Demnitate și Adevăr, pe activitățile colegilor noștri din Parlament, din Consiliul Municipal și să ne reflectați activitatea exact așa cum o facem noi. Mulțumesc!